găsit, dragi prieteni, la noua ediție a emisiunii Astre și Destin, ca de obicei, așa cum v-ați obișnuit în fiecare joi, veți urmări o oră întreagă de previziuni astrologice, de data aceasta pentru săptămâna 17-24 octombrie. Din fericire sau nefericire, n-am apucat să iau cu mine ultimul număr din revista Cosmos, o să-l vedeți luni. Și tocmai de aceea o să intrăm direct în climatul astral ca derulare de informații, să vedem ce ne așteaptă și atenție că este o perioadă foarte importantă care ne așteaptă pe noi înainte de faza de lună plină care va avea loc săptămâna viitoare și pe acest considerent doar două sau chiar eventual trei aspecte astrale importante, dacă este să luăm în considerare și ceea ce se va întâmpla în weekend, când Luna va face o conjuncție cu Saturn. Deci vorbim despre ziua de 17. De cu noapte dinspre vineri spre sâmbătă va face o conjuncție cu Saturn, dar aspectul este deja un pic depășit, așa că ceea ce contează este aspectul pe care îl va face cu Pluton din ziua de 19 octombrie și următorul, la fel de important, cu Neptun din ziua de 23 octombrie, iar cel cu Neptun este mult mai important și este marcat de hai să spunem, trei opoziții majore la Neptun. Vorbim despre Venus, Marte și Jupiter din semnul Fecioarei. Marte și Jupiter fiind deja conjuncte pe acest semn zodiacal, practic de pământ și care se ocupă cu analiza tuturor chestiunilor în ansamblu. Marte fiind la 13 grade în Fecioară, 13.57 și Jupiter la 14.07, deci practic undeva în între 20 și 22 octombrie, conjuncția aceasta va fi la grad fix. Ceea ce înseamnă că prin natura acestor energii astrale vorbim despre împrejurări care se vor manifesta preponderent pe axa fecioară pești, deci axa sacrificiilor, uneori a anumitor pierderi, dar nu de bani sau de relații sau de situații, ci pierderi de oportunități care pot să dea semnalul faptului că uneori, unii dintre noi în această săptămână nu ne-am pregătit suficient pentru a întâmpina ceea ce avem de rezolvat. Pe de altă parte, această conjuncție foarte interesantă între Marte și Jupiter face un trigon cu Pluton din Capricorn, ceea ce, din perspectiva domeniului social, pentru toată lumea sunt favorizate ascensiunile pe alte funcții, pe alte posturi, integrarea în colective mai mari decât echipa în care se lucrează și, nu în ultimul rând, accesarea unei funcții importante, știu eu, primită sau obținută pe merit, acolo unde este nevoie de multă inițiativă, atenție multă la detalii și chiar randament, cel puțin, știu eu, ca la școală de 10 plus, ca să spunem așa. Acestea fiind zise, mai menționăm încă un aspect la fel de interesant. Mercur, care a ieșit săptămâna trecută din deplasarea sa retrogradă, continuă să-și mențină această conjuncție foarte interesantă cu Luna Neagră de pe semnul Balanței și vă spuneam eu și în alte emisiuni că Luna Neagră înseamnă trauma lumească, pe când Chiron, care se află în Pești, este trauma spirituală. Deocamdată partea asta a traumei spirituale la oameni în general nu este activată, dar nici mult nu mai este până atunci. Spuneam de conjuncția Marte-Jupiter, care o să facă o opoziție peste vreo săptămână cu Chiron, dar deocamdată acționează în privința noastră a tuturor această traumă lumească, Mercur conjunct cu Luna Neagră pe Balanță, ceea ce înseamnă că foarte multe dialoguri, foarte multe discuții, relațiile și parteneriatele de orice fel pot fi lovite de aspecte și chestiuni incomplete, confuze și, nu în ultimul rând, cu tentă de, știu, eroare de interpretare, eroare de comunicare, care poate să ducă în cele din urmă la rezultate neplăcute. Și acum să intrăm, așa cum ne-am obișnuit, în
climatul astral al predicțiilor, zodie cu zodie, și de obicei, așa cum facem, începem cu berbecul. În weekend pot fi preocupați de curățenia prin casă, mult mai mult decât de obicei, și nativii chiar sunt parcă puși în priză, dar atenție la excesul de zel în acest sens, s-ar putea să se aleagă cu vreun puseu de tensiune de toată frumusețea, mai ales cei aflați dincolo de vârsta de 60 de ani. Pe de altă parte, cei aflați la vârsta adultă s-ar putea muta într-o altă locuință. 19 octombrie este o zi foarte importantă din perspectiva socioprofesională. Cu toate că pot traversa pentru câteva ore între prânz și amiază în această zi de 19 octombrie situații ce se pot schimba de la o oră la alta, sunt foarte favorizați pe partea decizională referitor la proiecte și afaceri, detaliile acestora fiind esențiale pentru un bun randament. Pe de altă parte, comunicarea în plan relațional, inclusiv cu partenerul de cuplu, este marcată de o atitudine destul de aspră din partea nativilor, așa cum sunt berbecii destul de intransigenți când vine vorba de punctul propriu de vedere, pe considerentul unei stări emoționale contradictorii sau stârnită de o problemă financiară blocată, poate fi o problemă a familiei din punct de vedere pecuniar, care îi irită pe berbeci. Relația lor cu șefii pare să se lovească fie de un refuz pecuniar, fie de întârziere în acest sens în ziua de 20 octombrie, și este mai bine ca nativii să nu zgândere situația, altfel s-ar putea trezi în situația că primesc fie și voalat avertismente încărcate de o anumită duritate. Relațiile și asocierile de orice fel le sunt favorizate nativilor în zilele de 21 și 22 octombrie, iar în 23 pot avea parte de o reușită, deși nu fără efort, evident, în privința unei chestiuni mai vechi, poate să fie ceva administrativ, ori, de la caz la caz, plecarea în străinătate cu munca sau angrenarea pe termen lung într-un proiect de restaurare. Relația de cuplu conține aspecte de blocaj în zilele de 19 și 20 octombrie, fiind vorba de chestiuni pecuniare de care partenerul s-ar putea să nu știe, ceea ce poate determina în relație contre și certuri, iar în 21 și 22 octombrie climatul relației se mai echilibrează, deci zile mai bune, datorită atitudinii pacifiste care provine din partea partenerului. Pe partea de sănătate, să fii atenți la durerile care apar pe fond articular, la etajul renal și cel digestiv în zilele de 19 și 20 octombrie, la dereglările hormonale, hepatice și neurovegetative și la tulburările etajului imunitar al celui circulator și la simptomele lombare în 23 octombrie. Taur. Nativii s-ar putea să traverseze o zi de 17 octombrie destul de turbulentă din perspectiva relațiilor cu copiii, cu partenerul de cuplu, cu părinții sau cu unele rude cu care s-ar putea să intre în niște polemici mai aprige așa, pe considerente de bani și de datorii mai vechi. Pot cheltui o sumă cam măricică pentru educația copiilor sau în privința unei distracții. Săptămâna le aduce două situații cu care se vor confrunta fără niciun dubiu. Prima, în plan partenerial, atât cu asociați cât și cu colaboratori, dar și cu partenerul de cuplu, contextul astral amprentând acest domeniu al vieții nativilor cu contre și discuții în contradictoriu cu partenerul de afaceri în 19 și 20 octombrie, datorită unor blocaje și erori care pot să apară în acte, pe care le mânuiesc și le iau taurii dintr-o parte într-alta, și a unor neînțelegeri în relația de cuplu cauzate de personalitatea nativilor pe fondul unei situații încurcate. Probabil un împrumut respins de bancă, cum se fac de obicei împrumuturi pentru refinanțare sau similare, sau imposibilitatea de moment de a face rost de o sumă necesară pentru acoperirea unei datorii mai vechi sau, în alt caz, a unei rate cumulate de vreo 2-3 luni care așteaptă să fie rezolvată. Profesional, taurii beneficiază totuși de o oportunitate care motivează din perspectiva financiară și organizatorică în zilele de 19 și 20 octombrie. Dar relația lor cu șefii poate deveni problematică în ziua de 20 datorită divergențelor de opinie în cazul în care nativii își asumă responsabilități în privința sarcinilor profesionale cu care sunt
ocupați la locul de muncă. Taurii s-ar putea vedea astfel într-o postură neplăcută din punct de vedere emoțional, care să le altereze modalitatea de relaționare în aproape toate privințele în cele 2 zile menționate. Cei care se ocupă de afaceri și proiecte, de orice fel, cel puțin afacerile, de studii superioare și de cele de specializare, precum și cei care intenționează să plece cu munca în străinătate, au blocaje în 19 și 20 octombrie, iar cei care dau examene auto, de asemenea, o să constate că în aceste 2 zile nu pot face mare lucru în acest sens. Relația de cuplu este amprentată de unele neînțelegeri și nemulțumiri legate de atitudinea partenerului în 17 și 23 octombrie. Sunt chestiuni care survin în raport cu banii cheltuiți pentru educația copiilor și în privința unor prieteni vis-a-vis de familia lor, deci practic prietenii pot să intervină cu niște sfaturi sau direct în viața de familie a nativilor, iar zile bune 19, 20, 21 și 23 octombrie, când nativii sunt motivați de nevoia accentuată de a asigura securitatea materială a familiei. Pe partea de sănătate pot să apară unele dereglări hepatice, hormonale și dureri articulare în 17, 19 și 20 octombrie și tulburări imunitare și circulatorii în ziua de 23 octombrie. Gemeni. Acești nativi se pot confrunta cu ceva probleme apărute în familie de-a lungul weekendului. Fie ei vor să aibă inițiativa în privința unei chestiuni care este legată de un drum scurt și partenerul de cuplu ori e capricios, ori nu vrea să se pună de acord cu ceea ce intenționează nativii, fie vor pleca oricum pentru a da curs acelei solicitări, pentru că își organizează agenda de weekend pe cont propriu, lăsând treburile familiei pe umerii celor de acasă. Ceea ce, evident, poate da naștere la conflicte, cel puțin morale și de atitudine. Începutul de săptămână poate fi destul de favorabil pentru nativi, având în vedere că în ziua de 19 octombrie pot încasa niște bani sau pot primi o recompensă, iar în alte variante, din această perspectivă, dacă își folosesc creativitatea în mod ingenios și adaugă la ea o doză de inspirație, se pot alege cu ceva câștiguri de la jocurile de noroc, loterie sau pariuri, iar suma, atenție, s-ar putea să fie chiar destul de consistentă. Profesional s-ar putea în ziua de 20 octombrie să se afle în situația unui conflict de atitudine cu șefii sau cel puțin cu niște persoane care dețin niște funcții importante pe acolo, datorită unor speculații de moment ce se dovedesc neproductive și care i-ar putea pune pe gemeni într-una din cele mai proaste posturi în raport cu asociații, colegii, colaboratorii și partenerii de afaceri și de activități și, nu în ultimul rând, poate chiar cu șefii. Deci prudența și diplomația combinate cu motivația unei plieri cât mai flexibile pe circumstanțele date este cea mai bună soluție la îndemână. Și doar din spatele unei asemenea atitudini, rețineți, se poate persevera în atingerea țelurilor propuse. Atenție în ziua de 23 octombrie la unele aspecte ce se manifestă în plan profesional. Nu este cazul să se pună preț pe niște promisiuni ale cuiva apropiat, care în anumite circunstanțe s-ar putea să tragă niște sfori, deoarece promisiunea s-ar putea ori să n-aibă acoperire, ori să nu se îndeplinească. În 21 și 22 octombrie pot rezolva anumite chestiuni personale ce țin de niște acte, iar în alt caz pot descoperi intenția reală din spatele vorbelor partenerului de cuplu. În relație, zile bune sunt 18, 21 și 22, când nativii își comunică foarte deschis și chiar destul de dezvolt ideile către partener, prin asta dezvoltându-și filozofia de viață, și zile mai puțin bune, 17, 19 și 20 octombrie, când pot surveni divergențe în comunicare și pe latura gusturilor comune, riscul de ruptură fiind tot mai accentuat. Să fie atenți nativii pe partea de sănătate la dereglările etajului hepatic și la tulburările neurovegetative în 17 și 18 octombrie și la etajul renal și cel digestiv în 19 și 20 octombrie. Rac. Nativii sunt preocupați și frământați de problema de sănătate a unei rude pe tot parcursul weekendului.
probabil se macină, se frământă cum să găsească soluții nu doar pecuniare, ci și de susținere a unui efort destul de îndelungat pentru rezolvarea acestei probleme pe care ruda respectivă o are pe partea de sănătate. Dispun de inițiativă în acest sens, dar acest efort le consumă și energie în exces și finanțe și ar trebui să găsească, din acest punct de vedere, o soluție de compromis. Ei pot avea parte în zilele de 19 și 20 octombrie de situații destul de bune din perspectiva pecuniară, partenerială și contractuală, dar cum nimic nu vine ușor și frumos și nici fără un preț anume, vor constata că este necesar să fie mai motivați decât altădată pentru a obține rezultatul așteptat. Pe lângă asta, dialogurile cu partenerii și asociații pot fi pigmentate pe alocuri de durități voalate și puțin sarcasm la adresa unor colegi de activitate sau, în funcție de nuanță și caz, în cazul în care ei înșiși sunt șefii, acest sarcasm poate fi îndreptat către unii parteneri de afaceri sau colaboratori cu care pun la cale tot felul de afaceri mai mici sau mai mari și, din acest punct de vedere, nativii au pretenții sau încearcă să blocheze sau să întârzie un acord prestabilit. Pentru unii raci, în 19 și 20 octombrie există oportunități de a încheia un contract așteptat de luni de zile, care se leagă de o activitate curentă pe care ei o întreprind, iar cei care au procese pe rol pot avea câștig de cauză, dar nu vor fi mulțumiți pentru că o să constate că fie mai trebuie un act, fie dacă este vorba de martori, aceștia sunt blocați în diferite treburi și întârzie și dau peste cap treaba, fie se văd în situația de a se vedea blocați de aspecte birocratice. În raport cu partenerii de afaceri, întâmpină blocaje în acorduri și contracte, deși racii negociază foarte bine și dinamic până la ultimul detaliu. Pot încasa niște bani în ziua de 21 octombrie, deși această chestiune o vor ține oarecum în expectativă sau chiar în tăcere, în funcție de nuanță și caz, față de partenerul de cuplu. Tocmai de aceea, în relația de cuplu, echilibrul se poate da peste cap în zilele de 17, 19 și 20 octombrie, pentru că survin secrete și comunicări sau o comunicare în doi peri, datorită unor frustrări emoționale și a lipsei de atenție față de partener, ceea ce duce la o situație de control și manipulare reciprocă, iar zile mai bune, 18, 21, 22 și 23 octombrie, când nativii reușesc să compenseze față de parteneri cu un cadou mic, dar valoros, sau cu surpriza unui proiect din care vor ieși mai târziu bani. Pe latura de sănătate, să se aștepte la unele dereglări pe fond neurovegetativ și hepatic, care se pot manifesta în ziua de 17 octombrie și simptome la nivel digestiv, renal și tiroidian, însoțite de dureri articulare ce survin în ziua de 19 octombrie. Leu. Nativii sunt puși pe treabă încă din weekend, astfel că s-ar putea preocupa cel puțin de planificarea minuțioasă a chestiunilor pe care le-au de îndeplinit în săptămâna care urmează. Însă nu le va fi chiar ușor, deoarece intervin în weekend probleme ale copiilor de care trebuie să se ocupe cu precădere în ziua de 17 octombrie. De asemenea, poate surveni o problemă cu unul din părinți, mama sau cu o rudă prin alianță, în situația dată fiind vorba de o cerință de susținere pecuniară sau de necesitatea unui act cu valoare juridică de care nativii au nevoie. Pentru lei, ziua de 19 octombrie aduce oportunitatea profesională de a încasa o sumă foarte importantă sau cel puțin de a primi propunerea pentru o funcție importantă, nu neapărat ca și consistență pecuniară, ci ca poziție socială mai degrabă. Unii nativi primesc oportunitatea de a se mai ridica cu o treaptă pe această scară socială, ceea ce motivează în plus, deși își pot auzi vorbe pe la spate, alții pot descoperi un amănunt interesant dintr-o intrigă pusă la cale, ținta fiind chiar ei înșiși. În 20 octombrie, leii, chiar și cei din postura de angajați, s-ar putea confrunta cu o situație delicată în relația cu șefii. Argumentele lor, deși pot să fie forte și bazate temeinic pe niște chestiuni concrete și sincere, s-ar putea să nu fie luate în seamă, recomandarea în situația dată fiind de a fi pregătiți să-și susțină poziția și să apeleze la diplomație, precum și la latura sensibilă a șefilor pentru a trece cu bine de hopul acesta. În intervalul 21-22 octombrie,
Ei reglează din mers aspectele relaționale, comunică în mod cursiv și în cazul celor care lucrează cu tot felul de acte, obțin o reușită care le mărește prestigiul în data de 23 octombrie. Lucrurile merg destul de bine în relația de cuplu, deși în zilele de 17 și 18 octombrie pot exista disensiuni cauzate de modul în care se cheltuie banii pentru copii, pentru educația lor, pentru diferite necesități ale copiilor și pentru rezolvarea unei situații tensionate din familie. Zile bune 21, 22 și 23, când nativii discută cu partenerul de cuplu despre niște acte de moștenire și pot încasa și niște bani. Iar acest lucru este valabil atât pentru cei care se află într-o relație stabilă, cât și pentru cei a căror relație s-a disipat, dar mai rămân de rezolvat niște aspecte particulare. Pe partea de sănătate, să fii atenți la etajul hepatic, la simptomele neurovegetative și la cele circulatorii în zilele de 17 și 18 octombrie și la etajul renal, la cel excretor și la zona imunitară în 19, 20 și 23 octombrie. Fecioară. Capitalul de imagine poate fi îmbunătățit în perioada analizată, mai ales că Marte este susținut de Jupiter în toate aspectele legate de inițiativă și de planificare a chestiunilor pecuniare, cu tendințe de conexiune la mici grupuri ce pot susține proiectele nativilor. Pot fi de la 3-4 persoane până la un grup de câteva zeci de oameni. Ei pot beneficia în ziua de 19 octombrie de o oportunitate foarte bună, deși se vor strădui destul de mult pentru asta, atât în ceea ce privește poziția lor în plan social, al carierei, cât și din punct de vedere pecuniar. Cu toate acestea, în ziua de 19 octombrie vor discuta și negocia sume, clauze, acorduri, dar dacă vor să le reușească măcar o parte acestora, este necesar să nu spună chiar tot și să fie foarte atenți. Atenție, să fie foarte atenți la ceea ce vor să transmită interlocutorii, inclusiv dacă este vorba de o afacere, un proiect, un contract foarte important, cel puțin din punctul lor de vedere. Este o zi destul de importantă pentru ei și, ca urmare, a doua zi, pe 20 octombrie, deciziile lor s-ar putea consolida, fie că este în cadrul privat, fie instituțional, această activitate pe care o desfășoară, deoarece sunt motivați de necesitatea schimbării strategiei în activitatea desfășurată. Și asta deoarece blocajele din ultimul timp le-au cam dat peste cap socotelile îndeosebi în plan financiar. Pe de altă parte, în 20 octombrie, relația cu șefii, pentru cei care, bineînțeles, se află în postura de subangajați, de subordonați, de angajați, dar și cu alte persoane ce dețin funcții de conducere în domeniul administrativ și financiar, riscă un blocaj cauzat de divergențe de atitudine ce survin în urma unor înștiințări pe mail sau prin documente oficiale referitoare la niște sume sau la niște acorduri sau alte chestiuni similare. Soluția este să abordeze cu răbdare și atenție la detaliile juridice aceste chestiuni pentru a le putea da de capăt și a le rezolva, evident, într-un mod pozitiv. În ziua de 23 octombrie, unele aspecte de imagine și de organizare ar trebui bine analizate pentru a nu ajunge în impasul de a rata obținerea unui parteneriat ce le-ar rotunji ulterior destul de binișor veniturile. În cuplu, lucrurile merg cam deficitar în zilele de 17, 18 și 23 octombrie, datorită unor restanțe pecuniare ce stârnesc discuții cu partenerul, și zile ceva mai bune sunt 19 și 20 octombrie, când nativii rezolvă probleme legate de cheltuielile copiilor și reușesc să obțină acordul unei persoane ce le poate susține cauza. Să fii atenți la etajul hepatobiliar, la problemele de piele, pot să existe erupții sau pete sau alte întâmplări de moment. Nu uitați că Venus se apropie la mică distanță de Marte și se pot întâmpla tăieturi, arsuri sau alte lucruri similare. Deci atenție la probleme de piele, precum și la dereglările etajului neurovegetativ în 17 octombrie și de asemenea atenție la etajul digestiv pentru a evita eventuale constipații sau tulburări digestive sau ocluzii intestinale. De asemenea, atenție și la etajul renal, pot să existe inflamații de tipul nefritei sau blocaje
și de asemenea să fie atenți la etajul imunitar. Toate acestea explicate de care am spus se pot întâmpla în zilele de 19, 20 și 23 octombrie. Am ajuns și iată la prima, la pauza de publicitate, deci vom lua o pauză și revenim după aceea cu celelalte predicții zodiacale. Am revenit în direct și continuăm cu predicțiile zodiacale pentru celelalte zodii. La rând este acum Balanța. Pentru acești nativi, weekendul s-ar putea să fie destul de aglomerat din perspectiva unor drumuri sau a unor interferențe din partea anumitor persoane cu caracteristici de zodii de foc. Dialogul între nativi și aceste persoane putând fi dificil și criticist, ceea ce le-ar putea face pe Balanțe să se retragă elegant, dar ferm. Deci vorbim despre interferența cu persoane care au caracteristici de zodii de foc, inclusiv zodia de naștere sau cea de ascendent. Pe de altă parte, nativii se pot deplasa undeva în weekend pentru a achiziționa ceva valoros știut doar de ei. Nativii încep săptămâna cu o zi de 19 octombrie în care sunt motivați să câștige bine, să-și organizeze mult mai eficient activitatea, să obțină de asemenea susținere financiară sau măcar să beneficieze de capital de imagine într-o manieră mult mai amplă și mai rapidă decât de obicei. Și asta cu scopul de a-și consolida poziția sau autoritatea, iar în privința aceasta, în ziua de 20 octombrie, au parte de o provocare pe măsură. Cei care au de rezolvat probleme de moșteniri, succesiuni, alte probleme de tip cadastral, de exemplu, ori care au afaceri imobiliare și cu terenuri, pot întâmpina blocaje în aceste două zile, respectiv 19 și 20, și pe partea de comunicare și relaționare este posibil să se confrunte cu dificultatea de a se face înțeleși sau cu blocaje în rezolvarea unor acte cu caracter oficial. Profesionalul își pot consolida poziția 19 și 20 octombrie, dar pentru asta trebuie să fie dinamici, expansivi în activitatea lor și să pună accent pe detaliile legate de modul în care reușesc să dea randament sub presiunea unor emoții de moment generate de contre pe discuții legate de organizare și de aspecte de remunerație în anturajul colegial. Relația de cuplu cunoaște unele distorsiuni în zilele de 17 și 19 octombrie, determinate de o atitudine mai rece a partenerului pe fondul unor aspecte mai vechi legate de maniera de comunicare. Deci se poate să survină din nou un fel de obișnuință din trecut în cuplu, care acum iar iese la lumină și irită ambele părți. Și zile mai bune în cuplu sunt 18, 21 și 22 octombrie, când nativii manifestă o manieră mai nonconformistă în dialog și chiar pot întreține relația cu mult umor și dezinvoltură, ceea ce readuce relația în echilibru. Pe partea de sănătate, atenție la zona hepatobiliară în 17 octombrie. Digestia poate avea de suferit în 19 și 20 octombrie. De asemenea, zona renală, tiroida și aparatul excretor. Și atenție de asemenea la etajul imunitar în 23 octombrie. Scorpion. Clusterul de planete de pe casa relațiilor, Venus, Marte și Jupiter, îi ajută pe nativi în perioada asta să beneficieze de susținere din partea sistemului lor relațional, astfel încât există și motivația de a reorganiza agenda unor activități și inițiative, dar, pe de altă parte, și necesitatea de a schimba unele detalii care sunt legate de propriul capital de imagine. Totuși, este necesar să fie atenți, deoarece de modul în care își pun în acțiune prestigiul și experiența depind rezultatele pecuniare pe care ei le așteaptă în zilele imediat următoare. De altfel, ziua de 19 octombrie este una chiar foarte bună pentru ei, cel puțin din două puncte de vedere. Primul,
le oferă șansa de a rezolva împreună cu unii parteneri și asociați câteva detalii importante legate de un proiect, o afacere sau o activitate ale cărei detalii țin de activități de traducere, de norme de drept, de legislație, ori activități de import-export. Al doilea aspect este cel în care au oportunitatea de a se afirma din plin printr-o decizie a lor sau a cuiva care este implicat în activitatea respectivă, deci o decizie ce privește o investiție de capital într-un proiect de anvergură sau cel puțin care are legătură cu poziția lor socială și a unor persoane din anturajul socioprofesional. Aceste eforturi necesită o bună mobilizare din partea lor pe latura comunicativă și de lucru cu actele, mai ales pentru cei care lucrează, bineînțeles, la birou, dar mai ales în ziua de 20 octombrie, atenție la modul în care propria personalitate se afirmă în cadrul relațiilor, indiferent de domeniul de activitate, pentru a evita conflictele de interes sau divergențele de atitudine și opinie care le-ar putea șubrezi sau i-ar putea pune, din punct de vedere al posturii sociale, într-o lumină foarte neplăcută. Tot în ziua de 20 octombrie se ivesc în relația de cuplu dificultăți în comunicare datorită unor aspecte sub care se ascunde nevoia de control, să spunem așa, acestea fiind disimulate în atitudini de schivare și de provocare verbală din partea partenerului. În 21 și 22 octombrie, nativii trec prin câteva situații mai dificile din perspectiva familială, dar în relații, inclusiv cea de cuplu, lucrurile merg bine. Zile mai puțin bune în cuplu, totuși sunt 17-20 și o parte a zilei de 21 octombrie, când survin neînțelegeri în decizii și în organizarea unei activități în privința căreia cei doi parteneri nu cad de acord, nu se pun de acord asupra unor detalii de imagine în ceea ce vor ei să facă, și zile mai bune, 18-22 și 23 octombrie, când nativii sunt motivați de o schimbare de atitudine în raport cu interferența din partea unor prieteni. Altfel spus, capacitatea și interferența de comunicare din partea amicilor pot să readucă tonusul în relație. Unele probleme pot apare pe partea de sănătate în zilele de 19 și 20 octombrie pe etajul renal, pe cel excretor și cel digestiv, și de asemenea pot să survină dereglări imunitare, cum ar fi răcelile sau pentru cei în vârstă dureri reumatismale, de asemenea atenție la zona hepatobiliară și la tulburările neurovegetative în ziua de 23 octombrie. Săgetător. Provocările și circumstanțele care apar în domeniul profesional nu sunt ușor de rezolvat și de parcurs, mai ales pentru acești nativi. Prestigiul, capitalul de imagine, inițiativele și capacitatea de planificare s-ar putea să fie afectate destul de mult săptămâna aceasta, mai ales afirmarea în raport cu responsabilitățile ce sunt asumate. În contextul astral analizat, două capitole sunt mai importante pentru ei. Primul este cel al banilor și al muncii prestate, unde în zilele de 19 și 20 octombrie se pot alege cu ceva bani în plus sau cel puțin cu niște recompense morale, cu angrenarea în activități care se dezvoltă și în proiecte și afaceri ce pot fi susținute ca idei de avangardă, iar la nivel decizional, unii nativi pot primi o nouă responsabilitate sau cea curentă este grefată de un nivel superior în acest sens, care le oferă o posibilitate de inițiativă și poziție socială mai largi decât până acum. Deci, s-ar putea să urmeze o transformare, un acces către un nivel următor ca prestanță socioprofesională. Cei care lucrează în domenii care au la bază componenta IT, deci tot ce înseamnă tehnică și tehnologie modernă, precum și cei care se ocupă cu elementele auto, pot întâmpina unele blocaje care motivează totuși în zilele de 19 și 20 octombrie, iar comunicarea, lucrul cu actele și rezolvarea lor, precum și relaționarea pe criterii sociale, fiind chestiuni ce necesită a fi duse la bun sfârșit pentru a menține ritmul de lucru și randamentul care le poate aduce recompense pecuniare mai târziu. Atenție la aceste
situații și mai ales la anumite situații în ziua de 19 octombrie, ce pot apare pentru un interval de câteva ore și care pot da peste cap aproape cu totul agenda zilei. Creativitatea este un atu al nativilor în zilele de 21 și 22 octombrie, ei având oportunitatea de a acționa nonconformist și prin asociere cu persoane din anturajul profesional. Iar în 23 octombrie, provocarea în acest domeniu constă într-o inițiativă prin care își consolidează destul de mult prestigiul. În relația de cuplu, zile bune sunt 17, 18, 21 și 22 octombrie, când nativii discută cu partenerul și pun la cale o serie de mici surprize care le oferă satisfacție, și zile mai puțin bune, 19, 20 și 23 octombrie, când pot să se manifeste în relație divergențe vis-a-vis de bani și de relațiile cu unii prieteni. Adică s-ar putea ca partenerul să dea mai multă atenție unor prieteni decât în interiorul relației. Latura sănătății poate să fie afectată, deci atenție la zona digestivă, la durerile articulare și la etajul renal în zilele de 19 și 20 octombrie și la dereglările hormonale, la cele care apar pe etajul imunitar, hepatic și neurovegetativ în ziua de 23 octombrie. Capricorn. În weekend, nativii discută cu partenerul de cuplu sau cu alți prieteni despre afacere în care ar vrea să se implice, cel puțin din perspectiva experienței acumulate până acum. Desigur că factorul financiar este important pentru ei, însă detaliile luate în calcul s-ar putea, în vorba proverbului, să nu se potrivească cu ceea ce vor întâmpina în derularea respectivei activități, adică socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Ceea ce ar putea duce, evident, la o discuție aprinsă cu partenerul de cuplu pe marginea acestui subiect sau cu persoanele cu care se asociază în această chestiune. Zilele de 19 și 20 octombrie, la început de săptămână, îi provoacă pe nativi din punct de vedere al atitudinii în raport cu șefii și cu alte persoane cu care se află în diferite grade de relaționare, de la simpla colegialitate până la poziții de subordonare ierarhică, atât de la ei în jos, cât și de la ei în sus. Nativii pot încurca acte, ori unele documente sau sarcini nu sunt suficient de bine cunoscute sau îndeplinite pe parcursul zilelor menționate, ceea ce le-ar putea atrage, mai ales din partea șefilor, evident, dezaprobări sau avertismente verbale. Și reamintesc aici că pentru ei luna neagră este la cuadratură pe semnul balanței, pe casa carierei și conjuncția actuală cu Mercur le poate pune mari probleme din acest punct de vedere. Se mai poate vorbi despre o situație ambiguă în care capricornii, deși nu dețin toate datele unei probleme de care ei se ocupă, se străduiesc să o rezolve cât de bine știu ei, deși rezultatul nu va fi pe măsura așteptărilor lor. Deci s-ar putea să constate că primesc reproșuri că oricât de mult s-au străduit, tot n-au făcut atât așa de bine cum trebuia. La fel de bine, alții din ranchiună sau din invidie ascund față de ei documente sau îi pun într-o postură neplăcută pentru a le plăti o poliță mai de demult. Deci, repet, aceste aspecte vin pe partea de comunicare. Mercur în conjuncție cu Luna Neagră pe casa carierei. Oricum ar fi pentru nativi, este cert că au de-a face cu o săptămână plină de provocări și pe alocuri plină chiar de patimi. Acestea își fac simțită prezența și în relația de cuplu, partenerul având niște cerințe de data aceasta mult prea mari, este posibil și acest lucru, pentru capacitatea capricornilor de a răspunde în mod constructiv la cerințele ridicate de către partener. În 23 octombrie, nativii pot promite ceva sau li se promite de către cineva din anturaj că se rezolvă o problemă personală în raport cu o anumită aspectare, o anumită chestiune problematică din relația de cuplu. Zile bune în relație, 21 și 22 octombrie, când nativii pot discuta cu partenerul despre o chestiune care are legătură cu profesia lor, și zile mai puțin bune, 17, 18, 19, 20 și 23 octombrie, când pot surveni discuții în contradictoriu și divergențe acute legate de bani și de o idee de perspectivă în privința căreia există un detaliu care nemulțumește partenerul.
Să fii atenți pe latura de sănătate, la etajul digestiv, la cel excretor și cel renal, pot apare complicații, cum ar fi ocluzie sau constipație, probleme de asimilare sau inflamații renale în 19 octombrie și de asemenea să fii atenți la tulburările hepatice și hormonale care pot să apară în ziua de 23 octombrie și care le-ar putea da peste cap destul de mult tonusul general. Vărsător. La începutul săptămânii viitoare, nativii ar putea beneficia de o excelentă oportunitate financiară. Deci ar fi bine să fie cu ochii pe problemă toată săptămâna, mai ales în zilele de 19 și 20 octombrie, fiind posibil pentru cei care au investit și acum așteaptă ceva, fie să li se întoarcă o sumă importantă ca urmare a implicării într-un proiect sau într-o afacere, fie în altă circunstanță plătesc destui bani pentru a achiziționa ceva pentru interiorul casei. Pe de altă parte, la nivel decizional, în ziua de 19 octombrie, au oportunitatea de a remedia unele detalii ale capitalului de imagine propriu, astfel încât acest element poate contribui la dezvoltarea unor dialoguri, acorduri și negocieri cu unele persoane care, atenție, nu își dezvăluie integral intențiile. Pe acest considerent, nativii trebuie să aibă, din acest punct de vedere, o poziție fermă, dinamică și să impună direcția și ritmul colaborării. Altfel, s-ar putea trezi în situația că se opresc la jumătate de drum cu activitatea respectivă sau cu începutul acelui proiect sau mai mult de atât s-ar putea să se împotmolească chiar de la început. Este posibil ca o parte a acestor colaborări și acorduri să vină pe latura comunicării și a elementelor de tehnologie modernă, inclusiv mass media. Pentru că vorbim, de exemplu, pentru ziua de 19, de o quadratură Lună-Uranus, Luna fiind conjunctă cu Pluton. Deci vorbim despre elemente de tehnică modernă ce sunt incluse în aceste împrejurări. De aceea, vărsătorii trebuie să fie atenți în zilele menționate cum organizează activitățile de care se ocupă pentru a nu înregistra pierderi și blocaje cu tot felul de acte. Pot să fie și chestiuni de ordin birocratic care să întârzie bunul mers al activității. Este o perioadă în care organizarea oricăror afaceri și proiecte poate fi marcată de amprenta unor detalii incomplete. Nu uitați, Luna Neagră este conjunctă cu Mercur pe semnul Balanței, iar pentru vărsători este casa proiectelor, da? De aceea este recomandat să o ia ușor, cu atenție la detalii și la modul în care fiecare dintre aceste detalii vin în față spre a fi rezolvate. Cei care au procese și așteaptă o sentință, precum și cei care se pregătesc de vreo intervenție chirurgicală, în ziua de 19 octombrie este o zi favorabilă care trebuie folosită din plin. Profesional, lucrurile merg normal, este o perioadă oarecum de calm și nativii trebuie să mizeze pe participarea în relații pentru reușite în 21 și 22 octombrie. În cuplu pot apare mai ales pentru cei tineri riscul unei rupturi relaționale, iar pentru cei maturi discuții și divergențe în zilele de 19 și 20 octombrie datorită unor discuții care s-ar putea să aibă la bază, că asta este o certitudine oarecum pentru toată lumea, care au la bază mulți bani, iar zile bune în acest sens sunt 21 și 22 octombrie, când se mai echilibrează climatul familial pe fondul unor discuții ce implică studiile copiilor care trebuie susținute și duse în direcția concretă pentru a putea fi îndeplinite așa cum trebuie. Să fii atenți pe partea de sănătate, la etajul digestiv, la cronicizarea unui simptom articular. Poate să fie o problemă de gambe, de genunchi sau de articulație de șold, la aparatul excretor de asemenea și la zona renală în 19 octombrie și la dereglările imunitare unde pot să apară răceli sau alte simptome similare care pot să pună în dificultate bariera imunologică a organismului și de asemenea atenție la dereglările etajului hepatic, la tulburările hormonale și la simptomele care pot să apară pe partea neurovegetativă în 23 octombrie.
Și în sfârșit, pești, tripleta de pe semnul opus, respectiv Venus, Marte și Jupiter, așa cum spuneam la începutul emisiunii, le aduce acestor nativi atât oportunități cât și provocări pe laturile socioprofesională a sistemului lor relațional și al proiectelor și activităților planificate în care ei sunt angrenați de ceva vreme. Intervalul 19-20 octombrie este foarte favorabil pentru cei care sunt implicați în tot felul de parteneriate în care se cere capacitatea decizională de anvergură, deci vorbim despre chestiuni foarte importante la nivel de grup, de asemenea este important capitalul de imagine, unde se cere capacitatea de analiză extinsă a detaliilor, precum și inițiativa în acest sens, fiind aspecte importante care pot contribui la reușita și succesul nativilor în tot ceea ce întreprind ei în aceste două zile, 19 și 20 octombrie, repet, când ei pot să fie foarte dinamici și să rezolve destul de repede și eficient ceea ce n-au putut ei să rezolve în ultimele câteva săptămâni până acum. Peștii pot avea și ei, ca și zodiile de dinainte, două mari oportunități în perioada aceasta și ar face bine să țină seama de circumstanțele care vor veni către ei, deoarece, atenție, nativ pești, atenție, mare atenție, nu se vor mai întâlni cu așa ceva decât poate după cel puțin 10 ani. Vorbim despre ciclul jupiterian și de aspectările lui cu Pluton. Printr-o accesare în acest sens, prima oportunitate, vorbim despre accesul către o funcție sau o poziție foarte importantă, ori acestea, funcțiile și pozițiile care le au, trec pe o treaptă superioară, deci fiecare nativ acolo unde este s-ar putea să ajungă într-o poziție imediat superioară din punct de vedere ierarhic, ceea ce au urmărit ei de foarte multă vreme, la care se adaugă sporirea nivelului pecuniar împreună cu o capacitate decizională și un prestigiu care ating deja un nivel de conducere de grup, poate să fie, știu eu, un colectiv, un consiliu de administrație, un grup care managerează probleme de diferite feluri și așa mai departe. Iar a doua posibilitate este cea de a prelua frâile unei foarte importante afaceri, chiar de anvergură, la nivel național, să spunem așa, în 19-20 octombrie, cu mențiunea că nativii vor negocia și își vor consolida astfel poziția, deși vor trebui să depună un efort în plus pentru acest lucru, motivați fiind de factorul pecuniar și de anvergura decizională și de un nivel de prestigiu mult sporit pe care le pot obține în urma unor astfel de împrejurări. În 21-22 octombrie ei pot aranja, ca urmare a tuturor acestor chestiuni, diferite aspecte secrete și discrete în activitatea pe care o desfășoară și care vizează în primul rând poziția lor socială. Iar în 23 octombrie reușesc într-o problemă de imagine personală, obținând confirmarea și susținerea din partea unui grup în raport cu care ei își desfășoară activitatea. Deci pot să obțină ok-ul din partea cuiva care deține o poziție foarte importantă în grupul respectiv. În cuplu, zile bune sunt 21 și 22, când nativii pot rezolva anumite lucruri fără să fie perturbați de solicitările partenerului, aranjându-și unele aspecte profesionale, și zile mai puțin bune, 19, 20 și 23 octombrie, când se pot manifesta în relație nemulțumiri și divergențe verbale din cauza unui imobil sau a unei proprietăți care de ceva vreme este pusă la vânzare și nu se mai împlinește sorocul, cum se spune. Să fie atenție pe partea de sănătate, la zona digestivă și la cea renală în zilele de 19 și 20 octombrie și la zona circulatorie, la etajul hepatic și la zona imunitară în ziua de 23 octombrie, pentru că s-ar putea trezi cu simptome neplăcute care să le dea peste cap tonusul și capacitatea de muncă. Acestea au fost predicțiile zodiacale pentru intervalul 17-24 octombrie. În încheiere, recapitulăm, un climat destul de moderat, dar cu două aspecte cel puțin la fel de importante, ambele opoziția Neptun
la Marte și Jupiter, axa Fecioară Pești, deci nu putem obține ceva fără să sacrificăm ceva, și conjuncția de pe semnul balanței între Mercur și Luna Neagră, care pot predispune la erori, confuzii și interpretări greșite atunci când se comunică lucruri și informații foarte importante pentru activitatea pe care o desfășurăm fiecare și mai ales în relația de cuplu. Acestea fiind zise, ediția de astăzi a previziunilor astrale se încheie aici. Ne vom vedea joia viitoare la o nouă serie de predicții. Ne vom întâlni luni la Dimensiuni Spirituale și, ca de obicei, în încheiere vă spun cale ușoară și multă lumină.